Ionuțu Cămătaru reprezintă poate cea mai bună și completă definiție a interlopului român. Și cu siguranță nu există cineva din România care să nu ridice din sprânceană când aude numele temutului Nuțu. Acum, o parte din istoria și biografia acestui personaj sunt transpuse într-un mini-roman care poartă semnătura lui Codin Maticiuc. Un eveniment editorial care va da naștere la multe controverse, dar care merită semnalat tocmai pentru originalitatea ideii lui Codin Maticiuc. Și încă un lucru foarte important. Cartea a fost tipărită în condiții grafice de excepție, asemănătoare editurilor occidentale. Am auzit de Nuțu Cămătaru de foarte mulți ani. Cred că de câți ani ies eu în oraș? De vreo 20 de ani. De vreo 20 de ani am auzit de Nuțu Cămătaru, am auzit de Sile, am auzit de ei. I-am văzut de câteva ori în oraș, nu ți-o ieșea mai rar, Sile foarte puțin mai des. Vreau să vă spun că de câte ori veneau într-un club, știam sigur că eu îmi pierd masa, pentru că eu aveam cea mai bună masă din club și când ăia spuneau că nu se mai poate să mai am masa aceea, mi-am dat seama că vin ei. Ideea cărții a pornit în Miami, când Codin a citit despre Nuțu Cămătaru într-un ziar local. Eu sunt un vânător de povești. Eu sunt un vânător de povești, sunt și un făuritor de povești, îmi place să cred asta despre mine, dar în orice caz sunt un vânător și un iubitor de povești. Iar aici e o poveste, aici e o poveste senzațională. După 3 ani de la prima impresie, Codin a demarat și discuțiile pentru cea mai controversată carte. Am reușit să-l convinc, să-și spună povestea. Titlul, Dresor de lei și de fraier, a venit... Chiar mă întrebam care va fi titlul. Bineînțeles, Viața lui Nuțu Cămătaru, ca să fie un titlu destul de clar, de explicativ, dar era un titlu fără de poveste, fără de farmec. Și într-o bună zi mă aflam la penitenciarul din Ploiești, la vorbitor, eram Nuțu acolo adus la o măsuță, eu și soția lui Claudia, și el mi-a povestit ceva. O bună zi, directorul închisorii s-a enervat îngrozitor, l-a chemat la el în audiență, în birou, și i-a zis: băi, Nuțule, dar ce atâta cai, mă, ce ești tu, dresor de cai? Și Nuțu i-a răspuns: nu, sunt crescător de cai, sunt dresor de lei și de fraier. El mi-a povestit asta la vorbitor, mi s-a părut foarte bună și mi s-a părut foarte bună să o utilizez ca titlu. Vreau să vă spun că nu vreau să fiu promovat. Nu promovez această carte, nu vreau să se ia nimeni după mine, nu, nici pe copiii mei nu i-am învățat să îmi urmeze calea, i-am crescut în altfel, chiar dacă alții au considerat că poate să răzbune pe familie, pe copii și unul din ei a ajuns pe unde a ajuns, din cauza mea. Mie nu-mi trebuie promovare, pentru că sunt născut aici în București, crescut. Credeți-mă că mă cunosc și pietrele după stradă și ce să promovez în cartea asta, că nu cred că ar fi un bun exemplu de luat să execuți 18 ani de pușcărie. Fratele meu a executat până acum 22 și e în continuare în penitenciar și nu cred că am făcut eu așa mare rău țării astea, nici nu o să vă spun că am fost ușă de biserică sau că sunt, sau dacă am făcut ceva am plătit pentru ce am făcut. Nuțu Cămătaru nu a acceptat ușor să desecretizeze evenimente și fapte din viața sa, care ar putea să-i aducă chiar și acum ani noi de pușcărie. Chiar dacă el a fost frică să stea departe de mine, din umbră l-am studiat, știam că e băiat de oraș, i-am cunoscut și familia. Știu că are un tată foarte inteligent, care la 27 de ani era în Germania, era acolo, să nu vorbim despre tata lui, și așa am acceptat. N-a fost grea, deoarece Codin e băiat de oraș. Avem N cunoștințe comune, ne învârtim în aceleași lumi, diferite, poate, din alt punct de vedere, pentru că alții vrea să pozeze cu mine, alții nu vrea, dar sunt prietenii mei, sunt tot la mine în grădină și mai apelează pe la mine numai când li se întâmplă câte ceva. Cât de mult v-ați cenzurat sau cât de subiectiv ați fost atunci când i-ați povestit de copii? Îmi asum pentru tot ce am povestit. Acolo nu prea... Bine, s-a și cenzurat puțin, ca să nu vă mințim. Normal, s-a cum să... Punem
Am cenzurat despre femei, pentru da, femeile singurele care apar foarte puține, nu e un carte despre femei și el apar cu ce totul cenzurat, că nu se poate da să mai puțin. Nu atragem antipatie. Erau multe celebre și nu era bine să apară. S-au căsătorit, au copii, sunt măritate la casa lor și e mai frumos așa. Și o să se supere cineva după ce o să citească cartea? Mai sunt care o să și să supere. Eu spun, Pony o să-i supere adevărul. Eu sunt lucrurilor pe nume și mi-asum de tot ce spun. De-aia sunt și unicat așa în viață. Nu mă dau înapoi de-n fața de la nimic. V-am și spus dacă mai naște încă de 10 ori tot așa știi. Am cezurat niște lucruri după ce ne-am sfătuit cu avocații. Am cezurat niște lucruri din mai multe unghiuri. Dar gândiți-vă că aici nu e toată viața lui, dar sunt niște întâmplări multe. Și de ce au putut fi povestite multe întâmplări? Pentru că omul ăsta a făcut 18 ani de închisoare până acum. Deci, măcar despre faptele care, unul, s-au prescris, sau doi, pentru care s-a executat pedeapsa, am vorbit. Și am vorbit despre schi și așa. Dar, da, normal că ne-am mai abținut. E normal. Aș vrea să mai completez eu, sigur, pe tine, la lui domnișoara. Doar nu mi-aș dori, am o vârstă, m-am lăsat de toate în vot de familie, să mai nu se facă un dosar, știu ce a visat domnul procuror noaptea. Și așa am făcut pușcărie, că am înjurat la telefon. Unii de dumneavoastră a scos un tribunal, eu eram acolo și am fost condamnat, cu telepatie. Cel mai greu de povestit a fost cum mi s-a luat băiatul. Cu toate că v-am spus că eu am... Familia, la mine e familie și am vrut să stea departe și după tot ce mi s-a întâmplat mie, copiii mei au avut de suferit la școli și când mi s-a luat băiatul, dar vreau să vă spun aici în fața la toate camerele că există și un Dumnezeu, pentru că cine mi-a luat băiatul, cu toate că era făptașul exista, s-a întâmplat, nu e că nu s-a întâmplat, că domnul procuror l-a adus Dumnezeu tot cu aceleași uși pe unde am fost și noi și eu și băiatul meu. E greu să fii într-un penitenciar, să dormi cu băiatul la capătul patului, să-l învelești noaptea ca să nu... Pentru că, indiferent ce vârstă ar avea, și eu, mama are 85 de ani, dar tot băiatul ei sunt. Așa și cu băiatul meu. Iubirea lui Nuțu pentru animale puternice are pasaje importante în cartea lui Codin. Mai aveți lei? Are 300 de lei, sigur că l-am văzut că ai avea la animalul. Lei am euro, dar o să... Eu, dacă nu știți, am câștigat cu lei, mi-au fost dați înapoi, n-am mai vrut să iau eu, pentru că sunt mâncător de carne. Și am vrut să-i donez dinainte, la grădini zoologice, n-a vrut nimeni să ia. O singură leoaică i-am dat-o lui Marian Iancu, e martor, adică tot ce spun și-a dus-o la o grădină zoologică la Timișoara. E ușor de dat cu pietre, de aruncat cu noroi, nu e nicio problemă. Eu m-am dus povara așa, că am dat oameni la lei. Ca să vă și spun, tot domnul procuror m-a întrebat... Ca să iasă asta cu oamenii la lei, pentru că eu aveam câini mai răi ca lei. Leii mei erau foarte dresați. A venit în țară Nicole Kidman, Andy Garcia, trăiește încă băiatul lui Sobice care i-a adus, au făcut filme cu ei, n-avea niciodată, dar niciodată în viața mea, nu am amenințat pe cineva că îi dau la lei. Dar dacă domnul procuror era foarte ironic așa și din m-a scos și din perentari și din... Am avut neșansa să nu mă nasc o primăverie. M-am născut aici, în sectorul 5. Păi el tot a zis, dar ce le dai să mănânce la lei? Bă, zic, dacă tot sunt în sectorul 5, unde sunt mai... Nu se face recesământul, mai sărea un gard, mai mânca leu. Și cam asta este istoria cu leu. Nu am fost ușă de biserică. Am trăit la graniță cu legea. Nu mi s-a făcut niciodată dreptate aici, la noi în țară. Am răspuns pentru tot ce am făcut. Puteam să mă mut și eu în Italia, să-mi fac mutație, să-mi fac și să execut pedeapsa cu brățară de picior sau... Dar am stat să dau piept cu legea, că totuși am crezut că
până într-un final o să găsesc și pe cineva care o să facă dreptate. Pentru ce nu mi s-a făcut dreptate? Pentru ce fapte? Închipuiți-vă că sunt câștigător la CEDO și când am fost arestat în 2004, jandarmeria Vlad Țepeș m-a ținut 3 zile la ei sechestrat, că n-avea să-mi aducă cap de acuzare. Primul lucru când m-a luat, mi-a spus te plimb cu Ferrari și cu Hammer și eu n-am să-mi plătesc leasing-ul la casă. Și eu i-am spus, atunci te angajez la firma de pază pe care o dețineam. Dacă sunt câștigător la CEDO, m-au trimis cu 10 ani în urmă, care au găsit ei o reclamație la o cercă de poliție, că mă bătusem cu niște rom și lui unul i-a sărit, știu eu ce, lans de la gât și am fost trimis cu tâlhărie. Și am fost condamnat cu tâlhărie 6 ani, după 10 ani. Deci în 2005 m-au condamnat. În ciuda zvonurilor că ar lucra pentru servicii, Nuțu Cămătaru neagă vehement. Dacă eu sau familia mea mă găsesc în vreo bază de date, că unii mai vorbesc, informator sau fel și fel de lucruri urâte, atunci eu aici, de față cu dumneavoastră, îmi tai o mână jos. Dacă eu sau familia mea am făcut vreodată vreo înțelegere, păi ca să vă spun așa, mi s-a luat fosta soție de lângă mine sau băiatul meu care îmi tai acum jumătate de mine jos. Atunci, deci eram forțat să fac înțelegere cu ei, să-mi scap băiatul. Așa am mers pe drumul meu, de-aia sunt și unic și niciodată nimeni nu poate să fie în locul meu. Bă, ți-a fost frică? E o întrebare pe care cred că o să o primești des, am primit-o de la Stic prima oară. Nu mi-a fost. Am mers acolo printr-o cunoștință comună. Și știam ceva, știam despre el așa, știam despre el că e un personaj și un tip foarte cerebral și că el maxim ce putea să facă era să nu mă primească în audiență atunci când am fost primar. Să zic că mă, nu mă interesează subiectul, să nu vină. O dată ce m-a primit și apoi o dată ce a acceptat, știam că e un om de cuvânt și cerebral, deci din direcția asta n-am avut frică. După aia, cu el împreună, acolo unde m-am dus, nu am avut frică pentru că eram cu el și exista acel respect, adică, într-adevăr, nu știu, am stat la masă cu Sile Cămătaru, care e forță, l-am și descris acolo ca pe o tornadă, ca pe un am avut așa niște momente în care, da, fiind alături de el, nimeni din anturajul lui, că e Sile, că e Mitică Machedonul, că sunt alții păcăși, alții pe care am cunoscut, sau chiar oameni care, nu știu, nu sunt deloc apropiați din alte clanuri, așa mai departe. Fiind lângă el, toată lumea zicea, bă, dacă băiatul ăsta aici cumva a trecut de niște filtre, lucrurile astea, adică nu simțeam că nimeni nu va îndrăzni să, nu știu, să mă atingă sau să se întâmple ceva, pentru că eu oriunde mă duceam în lumea lui, eu mergeam cu el. Că erau nunți, că erau botezuri, că era el naș, că era doar invitat, că era... Eu eram alături de el și toată lumea mă privea așa era o curiozitate reciprocă, ei se uitau ori la mine, se uitau așa, știu ce-o fi cu ăsta, și mă uitau la ei să văd ce... Dar n-am să zic această temere din acest motiv. Unul, că am știut că atunci când mă duc, există o mare inteligență care este și motivul pentru care a ajuns lider, și doi, că odată mers cu el peste tot, exista acest respect peste care nimeni nu ar fi trecut să zică, bă, știm, nu știu că tu ai venit cu el și l-ai prezentat ca fiind apropiat de al tău și așa, dar ce să spun, noi am făcut, nu există asta. Dintre cei care se uită acum la dumneavoastră, de 12 ore pe zi și nu au mașini de lux, nu conduc iahturi, din ce vă câștigați existența? Cam foarte multe afaceri legale. Din asta îmi câștig existența. Eu vin dintr-o familie cu bani. Am venit în România când am venit de afară. Am venit cu 5 milioane care le-am investit aici. Dacă le investeam pe în altă parte, cred că aveam milioane de hectare de teren. Dacă mă duceam până în Australia, eram cel mai mare crescător de animale. Și joi am să vând doi cai care iau pe 50.000 de euro. Dacă v-a întrebat cineva, asta era iahturi, n-am niciun iaht, am o barcă. Le-am făcut la fiecare copil din parte, le-am făcut să aibă câte o afacere legală, spălătorie, construcții, tot. Restul ce am închiriat, până am avut și un hotel care îl făcusem pentru cai, l-am vândut și pe ăla, că acolo spunea că se întâmplă fel și fel, ca să nu mai fie nicio discuție.
când a fost cuștile de lei care dădeam oameni, am făcut scolătorie lui băiatul meu și totul am închiriat ca să nu pun mâna pe nimic, ca să nu mai inventeze cineva. Vând cai. Am cei mai buni cai din Europa și dresez singur. Nuțul muncește singur de dimineață până seara. Ăsta sunt în fața dumneavoastră. Respect, vreau să fiu respectat. Nu am deranjat niciodată pe nimeni, nici n-am vrut să fiu deranjat. Atunci am ripostat. Și am, la toată lumea am spus să nu sară în grădina mea. Acum am făcut școala la autobuzul și am ieșit cu calificare vopsitor auto. Dar v-aș minți dacă v-aș spune că am vopsit vreo mașină, am vopsit câteva garduri. Ca să nu... Și... În 95 aveam și 1 milion de euro. Mai... Au făcut alții mai mulți bani cu banii mei decât eu. Ați înțeles? Deci, să vă spun ceva, după 90 am avut cea mai frumoasă mașină pentru din România. Am avut primul Ferrari, omologat aici la noi în România, și următorul l-am dat lui Niro, de la dus la Nissan. Că mai ieftin de bani, avea un Mercedes în cuiel, vreo 4-5 mii de kilometri. Da, nu, eu merg și cu calul și cu căruța, să-mi spune domnul, nu trebuie să... Eu nu ți-o merg cu calul cu căruța. Deci nu se pune problema. Eu nu sufăr de mașini, de iaptă. Nu cred că vreodată vreun copil de-al meu, eu, m-ați văzut pe la lofturi cu roaba de șampanii, cu nu știu mai ce, cu... Nu cred că... Nu, eu n-am făcut figuri de-asta niciodată. A, că mă duc la o nuntă, la un botez, sunt un om normal. V-am spus încă o dată, nu dau înapoi în fața la nimeni, așa mi-am educat copiii și nici dacă încolo nu o să dau înapoi, nu jignesc pe nimeni, sunt un om normal, civilizat, dar nici nu vreau să fiu jignit. N-am avut niciodată legătură cu prostituția, cu... Au avut bunăvoința niște cunoștințe de ale mele, unele din ele, care chiar erau proxeneți, care poate chiar scoțese jumate de femei din România, au dat declarații de mine. Am fost condamnat în prima, puteți să las cazierul să-l verificați în prima instanță și forma achitat, că a văzut că nu am nicio legătură cu... Când vreodată vă se auzi de chestii de-astea, de droguri de-astea, la mine s-a pus capul. Nu accept așa ceva niciodată. Și cei care au dat declarație de mine, care unul din ei a murit și a trimis o padă moarte să-și ceară iertare. Și am spus să-l ierte Dumnezeu, să se ducă pe drumul lui. Vă spun și cum îl cheamă, dacă vreți. Îl chema Nicolae Mole, a zis Mahara. Și nu am putut să-l iert. Că l-am întrebat, de ce ai dat declarație de mine? Și a zis că dacă tot scrisese, dacă toți au scris de mine, trebuia să scrie și el ceva. Păi și eu zic, dacă eram în locul tău, eu scriam... Da, da. Acum am scris și eu ceva de tine, adică să n-avem scrie, adică să... Da? Am fost vânător de plăceri, dacă mi-a plăcut cineva, i-am făcut un cadou, i-am făcut... Asta nu... Dar bine, dacă mai aude de unii procurori, e leznire de prostituție. Cât despre femei, poveștile sunt savuroase. Acum câțiva ani buni, Codin era recunoscut ca un crai. Îi plăceau fetele, foarte multe fetele. Și acum îmi plac fetele, dar nu mai lasă nevasta. Dar îmi plac foarte mult. Dacă dumneavoastră ați avut aceeași pasiune și el. Da. Vreau să vă spun că în viața mea așa mi-au trecut atât de multe domnișoare pe pat, pentru că nu vreau să jignesc pe nimeni. Mă scuzați dacă... N-am fost cu prostituate, dar cu semi, că până la urmă totul e un semi. Că nu e și în istoria noastră, dacă și eu, Columbeanca și-a pus poșeta în cap și altă doamnă a vrut să încalice pe cal. Noi înainte, așa, mult timp, vremea lui Ștefan cel Mare și Mihai Viteazu, că dacă întreb acum cine au fost părinții sau nu știe nimeni de istorie, noi am fost și un pic pașa lui turcesc. Noi am
Vă omoră pe turci, putem să spunem, nu la Rovinari sau la Călugăreni. I-am omorât după Revoluție, când am invadat Turcia. I-am decimat-o, i-am nenorocit pe turci. Unul n-a scăpat. Au trecut și vedete? N-am înțeles. Au fost și vedete? Au pus foarte multe vedete, dar nu le-am spus, nu o să le găsiți, nu o să le ghiciți. Ați găsit vreo femeie de... A, pe bună sau ce? O idee, o să depunem niște amintiri, să vedem. Cred că am fost undeva pe acolo.